Salutare, dragi prieteni, și iată-ne din nou pe canalul meu de YouTube, așa cum v-am obișnuit. Am refăcut tavanul pe care tocmai l-am dărâmat. Mulți dintre voi, chiar foarte mulți, a spus că cum am făcut eu este greșit. Că trebuia doar izolația cu vată, cadrul metalic și rigipsul, iar peste rigips plasă sau hârtie din aceea plasă de îmbinare și glet. Oameni buni, cam așa arată tavanul făcut, așa cum vă voi explica eu acum. Și așa am în toate camerele de ani de zile și este de durată. Menționez încă o dată, este de durată. Deci, după ce am demontat tavanul cel vechi, care era făcut așa cum spuneți voi, cu glet și cu bandă la îmbinare și lavabil și amorsă, eu l-am dărâmat, am pus din nou profile, l-am îndreptat. Am băgat pentru izolație vată, am pus rigips verde, am pus bandă la îmbinări, am dat cu amorsă, după aceea am dat cu adeziv premium, am pus plasă. După care din nou adeziv s-a uscat și următoarea etapă am venit din nou cu drișcuirea tavanului, da? Deci să zicem încă un strat de adeziv și a ieșit așa. Pe pereți am făcut la fel. După tencuială am dat cu adeziv, am pus plasă, bineînțeles cu amorsă înainte, și s-au drișcuit și pereții, cam așa arată și pereții, părțile unde sunt uscate. Da? N-are moarte ceea ce am făcut eu aici. Și vă voi arăta celor care vă dați meseriași, dar o parte din voi povestiți ce au uitat alții și nu vreau să o spun cu răutate, dar cum ziceți voi că faceți, în punctul meu de vedere nu este bine. Apar fisuri și așa mai departe. Ceea ce am făcut eu aici, vă voi arăta peste câteva luni de zile, un an de zile, 2, 3, când vreți dumneavoastră, și o să vă demonstrez că nu va apărea niciun fel de fisură, doar dacă va fi cu tremur și va dărâma casa. Știți foarte bine că aici aveam o ușă de lemn de 45 de ani. Am montat ușa nouă de termopan. Este trecerea din camera unde sunt eu acum spre un hol unde vin dormitoare. Se poate vedea în îndepărtare că acolo mai avem muși. Le vom schimba și pe acelea, vom schimba tot, vom renova absolut tot. Ușa din față de acolo, dublă, unde face trecerea în casa cea nouă, o vom schimba și pe aceea. Voi renova tot cap-coadă. Este un lucru foarte greu să renovezi, mai bine construiești de jos. Singura ușă care nu o voi schimba este ușa de aici, de unde am una din băi. Nu am schimbat-o din cauza faptului că pe partea altă avem gresie faianță, ușa este bună, o să o vopsesc, va rămâne din lemn. Era mult de dărâmat
și de refăcut înapoi, costuri și alte minunății. Deci, cam așa arată tavanul refăcut, așa cum am văzut la foarte mulți oameni care se pricep în acest domeniu. Acum fiecare face cum vrea, cât mai repede, cât mai ieftin, dar eu nu fac lucrurile ca să mă țină 6 luni, 1 an, 2. Da? În afară de lavabilul care va mai fi aplicat odată cu trecerea timpului, da? Se mai murdărește un perete, mai se pune un căcat de muscă și așa mai departe, nu am ce să mai caut acolo. Acestea fiind spuse, oameni buni, eu vă doresc multă sănătate, toate cele bune. Dacă vă place postările mele, vă puteți abona la acest canal de YouTube Dan Praf. Toate cele bune și numai bine!